Un cunoscut recidivist din Reghin a fost prins și trimis după gratii de polițiști pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost identificat săptămâna trecută ca fiind autorul unui furt produs prin pătrundere fără drept pe timp de zi într-o societate comercială. Hoțul a profitat de neatenția angajaților și a sustras un portofel ce conținea o sumă de aproximativ 1100 de lei. S-a procedat la începerea urmăririi penale împotriva acesteia, a fost reținută. În cadrul dosarului penal s-au recuperat o parte din banii sustrași și predați persoanei păgubite, iar judecătoria Reghin a acceptat cererea parchetului și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a inculpatului respectiv. Este o veche cunoștință de a noastră. Modul de operare pare simplu. De fiecare dată când o face, recidivistul pătrunde fără drept în orice tip de locuință, apartamente de bloc, gospodării, societăți comerciale sau instituții și profită de neatenția celor prezenți pentru a sustrage tot ce îi pică la mână. Eforturile polițiștilor în a-l identifica au făcut ca acesta să fie reținut în timp foarte scurt. Totuși, oamenii legii recomandă cetățenilor să își încuie ușile chiar dacă sunt în locuință, în timp ce angajaților din instituții sau societăți să nu își lase bunurile nesupravegheate. Cât este de important sistemul de supraveghere video? Este probabil cel mai important, este cel mai obiectiv, redă cu fidelitate tot ceea ce se întâmplă și se petrece și este izvorul de la care organul investigativ pleacă cu șansele cele mai mari, în special dacă este pe timp de zi. Și bineînțeles, dacă este un sistem de supraveghere video suficient de performant. În urmă cu câțiva ani, reputatul hoț a mai fost arestat pentru astfel de fapte. Oamenii legii, dar și unii păgubiți, îl recunosc după îmbrăcămintea și pantofii de damă pe care are obiceiul să le poarte.